Am discutat cu premierul Ludovic Orban și cu ministrul Sănătății Nelu Tătaru pentru referitor la proiectul spitalului de la Brașov. Inițial, ministrul Sănătății ne-a convocat la Ministerul Sănătății în data de 1 iulie pentru o discuție referitoare la acest spital, care să fie ca și continuare referitor la acest proiect. Este un ministru nou, a cerut timp să vadă despre ce este vorba întâi. Am convenit cu domnul prim-ministru și cu ministrul Sănătății ca să nu mai mergem la București, să vină ministrul Sănătății la Brașov cu toată echipa lui, cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, cu echipa de consultanți care se vină la Brașov în prima săptămână din iulie, unde să detaliem și să facem încă un pas în ce înseamnă spitalul de la Brașov. Premierul este în contact direct cu banca, cu Berdu. A avut discuții cu președintele Berdului pe această temă. Mă bucur că a fost foarte conectat la acest proiect și i-a transmis ministrului Sănătății ce are de făcut și săptămâna viitoare va fi la Brașov în prima săptămână din iulie va fi la Brașov referitor la acest proiect, ca să facem încă un pas în ceea ce înseamnă proiectul spitalului de la Brașov. Așa că, din acest punct de vedere, eu cred că sunt optimist, să zic așa, din această perspectivă, pentru că ieri, în discuția cu premierul și cu ministrul Sănătății, am detaliat foarte multe amănunte. După ce premierul a fost la Brașov săptămâna trecută, am fost și l-am invitat și a fost și la amplasamentul viitorului spital, unde am explicat și am dat detaliile referitoare la acest spital. Acolo se lucrează la infrastructură, la utilități și, cu atât mai mult, cred că a fost un lucru bun, pentru că am clarificat și acest aspect premergător discuției de la Brașov.